Salutare! Sunt Sorin și eu Răzvan și astăzi vom face un challenge cu porcușori de Guineea. Primul porcușor este mama, cea mai mare. Priviți! Stai liniște. Ea este mama porcușorului de Guineea. Deci vă asigur că nu o batem, nu o hrănim, avem grijă de ea. O iubim. Cum am cumpărat-o, a și născut, dar din păcate săraca a pierdut un pui la naștere. Care semăna mascul, care semăna perfect cu ea. Și i-a rămas numai o fetiță micuță. Și care o cum arăta. Dar este mama, vedeți. Și nu plânge ca puiul. Și puiul plânge, deci nu vă-l putem arăta foarte mult timp. Bă, unde e puiul? Ăsta-i puiul, auziți că deja plânge. Seamănă ca mama lui. Dar e un pic mai. Da, un pic mai rapid. Și mai urâțe. Nu e urâțe, că e foarte frumos. Mă, cât te vrea să fugă, iau cu cacete. Micuț, lasă, răzun că-ți pe. Ăsta-i purcelușul. Floricica și maică-sa frumușica. Da. Și când o să o duc iarăși, tot pe maică să ne duc pe ea. Și cam atât, da? Ce să vă mai zic? Să ne urmăriți la următorul challenge, cum am promis grătarul!